tentative de spargere la casa Mioriței. În casa Mioriței n-a fost întotdeauna liniște. La ei au venit mulți cu gânduri ascunse și numai puțin pentru o specie. Poate de aceea bărbații și femeile lor au căutătura puțin iscoditoare, iar după ce le citesc în suflet noilor veniți, întind mese de prasnice sau se aștern în spatele armelor. Și cum bărbații acestor locuri și-au durat veleatul mai mult pe fruntarii, pe văile lungi sau pe câmpiile întinse ale vetrei, acolo unde apăreau furii cei mari, cu fețele încărcate de pofte, iar femeile și-au împărțit timpul între vetrele satelor și codrii cei mari, atunci când, fumegând culmile, dobândeau veste că trebuie să alerge să-și ascundă prunții. La ei n-a fost tihnă și slobozenie pentru dulcele stil caligrafic al cronicarilor. De aceea, cu toate că viața le-a fost plină de întâmplări, atât cele care dau culoare actelor de eroism, cât și marilor trădări, n-au avut când să le așeze pe răboșuri, iar dacă au făcut-o, acestea s-au risipit, pentru că pământul acesta s-a aflat deseori sub sabie și mai ales sub foc. Iată de ce au socotit unii că pot așterne mari semne de întrebare pe realitatea noastră istorică. Și astfel s-a durat ultima tentativă de spargere la casa Mioriței. Glii uriașe de sol roditor au decupat furii din casa Mioriței, încercând să-l deprindă cu fără de legile lor. Dar oamenii patriei, în talbe straie de păstori de mioare și răsturnători de brazde, s-au dus pe lungi, pe gruiuri, pe văi și în codrii fără capăt, unde, cu sacerdotală știință și lacrimi în ochi, i-au șoptit pământului legendele, doinele și baladele neamului, apoi l-au mângâiat cu dragoste, lăsându-l să legene în grâne pe Harapal, pe Flămânzilă, pe Neostoitul Setilă, pe Păsările Zrungile și pe ceilalți neîntrecuți actori ai visilor de mii de ani, ai sălciilor plângătoare și al plopilor încet tremurători. Și n-a fost chip să le înduplece să rămâne la ei, pentru că ori de cât erau înclinați a crede că au făcut lucru fără întoarcere, tot de atâtea ori pământurile acestea furate reveneau la matcă. A fost odată când lucrul acesta s-a întâmplat după 1000 de ani, iar reintegrarea s-a făcut atât de firesc încât martorii oculari au jurat că o mai mare credință decât cea a pământului n-a rezistat. Astfel de încercări de spargere s-au repetat și au eșuat de multe ori. Ne-au aruncat în vatră cuvinte neînțelese, spunându-le să ne infecteze graiul, făcându-l să puroieze prelung. De câte ori s-a petrecut lucrul acesta, tot de atâtea ori femeile și-au înălțat privirile spre soare, rostind știute de scântece pentru furi, pentru duhuri și pentru cei nenumiți. Copiii au scos chiote, au sfârtecat aerul tare al ocoalelor, cu trupurile lor revene, apoi au scandat melc, melc, codobelc și vocile lor erau lumină, iar atunci vraja cuvintelor neînțelese s-a risipit.